Mircea Rednic și-a luat adio de la suporterii olteni după cea mai bună repriză reușită de echipa din Bănie în acest sezon. Universitatea a avut o prestație jalnică în prima parte a meciului cu CFR. Clujenii au trecut în avantaj după execuția hilară a lui Dauda și au intrat la cabine cu 2-0 după ce Văsâie l-a învins pe Guso cu un șut plasat. Ceea ce s-a întâmplat în vestiarul oltenilor rămâne un mister. Cert este că pe teren a revenit o altă echipă a universității. Pleșean a redus din handicap dintr-o lovitură liberă în minutul 49. Într-o repriză în care gruparea din Bănie a ratat mai mult decât în primele 5 etape, Buhuș a egalat în minutul 67. Și cum ultimul meci al lui Rednic la Craiova trebuia să aibă o istorie deosebită, Pleșean a marcat golul victoriei în prelungirile partidei. O victorie tristă pentru Rednic.